Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde. Așa cum am obișnuit deja, discutăm despre sănătate picătură cu picătură. O avem invitat pe doamna dr. Monica Spânu. Mulțumesc, mă bucur să vă revăd. Și astăzi continuăm discuția începută săptămâna trecută despre detoxifiere. Astăzi discutăm despre parazitoze. Da, este într-un fel o ramură a detoxifierii. De fapt, detoxifierea și deparazitarea merg mână în mână, ca să spun așa. Una fără alta sunt insuficiente și oarecum incomplete, dată fiind răspândirea foarte mare a parazitozelor în ziua de astăzi. Ne vorbiți puțin despre parazitozele intestinale? Da, sunt cele mai frecvente, de fapt, dintre parazitoze, iar dintre acestea, mai frecvente sunt oxiuroza, giardioza și ascaridioza, adică lamblii, limbrici și oxiuri. Niște ființe deloc atrăgătoare. Microscopice și dăunătoare, într-adevăr. De ce sunt atât de frecvente aceste parazitoze? Sunt extrem de contagioase și sunt răspândite peste tot. Ouăle și larvele de paraziți rezistă foarte mult în afara organismului și realmente sunt răspândite peste tot. Pe sol, pe haine, pe toate suprafețele, pe obiecte, pe mâncare, pe mâinile noastre, iar în momentul în care noi mâncăm, fără o igienă corespunzătoare, le introducem în gură și ne infectăm și ne reinfectăm practic periodic. Sunt microscopice aceste vietăți. De ce sunt atât de periculoase? Sunt periculoase prin multitudinea simptomelor pe care le generează, iar o parazitoză cronică, practic, secătuiește treptat organismul de energie. Simptomele sunt foarte multe și cu siguranță ne recunoaștem în ele. Vă enumăr câteva. Vă rog. Poftă de mâncare redusă, apetit scăzut sau, din contră, apetit exagerat, mai ales pentru dulciuri. După aceea se pot întâlni tot felul de simptome digestive, dureri abdominale, mai ales în jurul ombilicului, grețuri, chiar vărsături, balonări, diaree mai frecvent, mai rar constipație. Poate să apară o tuse foarte persistentă, foarte chinuitoare, foarte sâcâitoare, pe care o tratez cu tot felul de produse și ea nu trece și atunci e bine să ne gândim la posibilitatea unei parazitoze cronice. Parazitozele, mai ales cele cronice, favorizează alergiile la orice nivel, respiratorii, digestive, cutanate. Pe piele pot să apară foarte multe erupții, cu sau fără prurit. Sunt reacții de eliminare a toxinelor parazitare. În timp, deoarece nu se absorb bine din intestin nici alimentele, nici mineralele, nici vitaminele, persoanele devin obosite, da, apar tot felul de carențe. Palide, cu cearcăne, lipsite de putere, lipsite de vitalitate, se instalează anemia în timp, imunitatea scade și atunci vom face diferite infecții mai frecvent. Apar chiar și simptome ale sistemului nervos, oboseală, apatie sau, din contră, agitație, tulburări ale somnului, insomnie, ticuri, copilașii mai ales, care au prurit la nivelul năsucului, vor dezvolta ticuri la nivelul nasului, pot să apară convulsii în formele mai grave, pot să apară episoade de bruxism, copiii mai ales scrâșnesc din dinți noaptea atât de tare încât îi sperie pe părinți. Deci vedeți, atât de multe simptome, multiple, implicate și complicate, în cele din urmă afectează viața de zi cu zi a pacientului și scade vitalitatea, pur și simplu. Deci este obligatoriu să tratăm parazitoza? Este obligatoriu să ne tratăm. Diagnosticul de parazitoză se pune prin examenul coproparazitologic din scaun. Nu întotdeauna apar paraziții din scaun, de aceea, când tratăm un pacient de o parazitoză, odată când are pus diagnosticul, dar dacă nu a făcut un examen coproparazitologic sau dacă acesta este negativ, dar pacientul are simptomele pe care le-am descris înainte, este bine să facem o cură de deparazitare. Foarte mulți medici, mai ales medici de școală veche, recomandă obligatoriu o dată pe an sau chiar de două ori pe an o cură de deparazitare. Există varianta medicamentelor alopate, care sunt eficiente, dar sunt puțin cam toxice, cam grele pentru organism, așa că de prima intenție se pot folosi tratamente naturiste care sunt de asemenea eficiente și există o gamă largă pe piață. Tocmai pentru că există o gamă foarte largă, ne puteți recomanda ceva produs anume? Da, vă recomand un produs original 100% românesc numit Giardinofit. Este un produs inventat de profesorul doctor farmacist Ovidiu Bojor și testat de foarte mulți medici de-a lungul timpului, deci are o eficiență dovedită clinic.
Are în componență multe mirodenii, mirodenii care luate separat au și ele efect antiparazitar, extracte de cimbru, mărar, cuișoare, vetrice și extract de propolis. Deci, din prima, atrag atenție celor cu alergie la propolis, acest produs nu se recomandă sau cu multă precauție. Ne întoarcem puțin la examenul coproparazitologic. Se poate ca acesta să fie fals negativ, așa cum spuneați mai devreme. Există Exact. vreo perioadă a lunii în care este recomandată prelevarea de probe? Ciclul lunar are importanță în tratamentul parazitozelor, mai de mult se știa lucrul acesta. Luna plină, rotundă, de pe cer, este momentul în care este un maxim de multiplicare a paraziților și un maxim de eliminare a lor. Deci, în acea perioadă este mai recomandat să se facă examenul coproparazitologic, dar și tratamentul este bine să prindă acel moment. Cum putem ține paraziții deoparte și cum putem să oprim înmulțirea lor? Să-i ținem deoparte este puțin cam greu. Măsurile de igienă le știm cu toții, problema este că nu le aplicăm cu toții, mai ales copiii, dar nu numai, și adulții uneori nu le respectă. Când intrăm în casă, obligatoriu ne spălăm pe mâini, înainte de a mânca, întotdeauna ne spălăm pe mâini. Dar există acele fructe, legume crude, alimentele pe care le consumăm crude și care trebuie foarte minuțios și temeinic spălate. Animalele de casă trebuie deparazitate obligatoriu, periodic și mai este încă un lucru extrem de important. Când face tratament un membru al familiei care este parazitat, trebuie să facă toți cei care locuiesc împreună. Dar și la școală se aplică același lucru sau la grădiniță, pentru că acolo infestarea între copii este foarte mare. Deci dacă un copil este parazitat și face un tratament naturist, în modul ideal, ar fi de asemenea ideal în grupa respectivă toți copiii să urmeze în același moment tratament antiparazitar. Altfel, riscul este să ne reinfestăm unul de la altul. Vorbim despre deparazitare în cadrul detoxifierii. Sunt două procese care se completează reciproc, este bine să le facem împreună, separat, ce ne Ideal indicați? ar fi să le facem separat, dar ambele sunt importante, dar ambele sunt destul de puternice și pot genera reacții de eliminare, despre care există discuții contradictorii. Deci reacțiile de eliminare nu sunt reacții adverse ale acestor produse, pur și simplu sunt reacțiile prin care corpul nostru elimină toxinele care sunt stocate de multă vreme, inclusiv paraziții, care la urma urmei sunt niște toxine pentru corp. Puteți să ne dați câteva exemple cum se fac aceste... De exemplu, cum elimină corpul toxinele? Prin transpirații, urât-mirositoare de multe ori, prin modificări ale scaunului, diaree, de asemenea de multe ori urât-mirositoare pentru că este plină de toxine, mai rar constipație, pot să apară grețuri, stare de vomă, pot să apară chiar și vărsături uneori, pot să apară erupții pe piele, ceea ce este foarte important și nu trebuie să le împiedicăm, pentru că la unele persoane, prin piele, se elimină foarte multe toxine. Vă spun un mod frecvent de a reacționa a unor persoane. Au văzut un tratament de parazitare sau de detoxifiere, au auzit despre el, l-au cumpărat și încep să-l folosească. Dacă nici nu urmează niște reguli de viață importante pentru a facilita eliminarea toxinelor, pot să apară aceste reacții, de exemplu diaree, episoade multiple repetate de diaree. Pacientul se sperie și oprește tratamentul. Sau sună un medic care nu cunoaște contextul și îi recomandă un antidiareic și oprește tratamentul. Ei bine, în momentul acela, când toate toxinele din organism s-au adunat în intestin pe cale să fie eliminate, eu le blochez, ele se reabsorb înapoi și atunci am făcut mai mult rău decât bine. De aceea, e bine să fac separat detoxifiere, separat deparazitare și detoxifierea se face treptat. Nu încep cu multe produse odată. Nu vreau să detoxific tot organismul odată, ci o iau treptat. Cât durează o deparazitare? Preparatul Giardinofi de care am vorbit, o cură durează 14 zile, în mod ideal, așa cum scrie și în prospect, 7 zile, 7 zile pauză și încă 7 zile. Persoanele care au semne clinice evidente de parazitoză și au și o vitalitate scăzută, palide, anemice, slabe, fără poftă de mâncare, este indicat să se repete luna următoare încă o dată această cură de deparazitare. Cum ne putem ajuta organismul atât în perioada de deparazitare cât și în perioada de E o detoxifiere? întrebare foarte bună și îl putem ajuta foarte mult. Dacă ne schimbăm puțin stilul de viață, ajutăm în mod concret organismul să elimine toxinele. Ce înseamnă asta? Dieta. În primul rând, e nevoie de o dietă de cruțare. Mâncare ușoară. Legume fierte, carne și brânză slabă. Sucuri de fructe și legume. E mai important, de fapt, ce să evităm. Zahărul, de exemplu, care hrănește foarte mult parazitul. Lactatele.
lactatele, laptele de asemenea, favorizează hipersecreția de mucus la nivelul intestinului și atunci protejează parazitul. E bine să evităm acest lucru. Bineînțeles, tot ce înseamnă alcool, cafea în exces, toate substanțele toxice trebuie evitate în această perioadă. Trebuie să ne hidratăm corespunzător, asta înseamnă să consumăm atâta apă cât are organismul nevoie, pentru că nu toți avem nevoie fix de 2 litri de apă și trebuie să ne mișcăm. Mișcarea este cea care pune eficient în acțiune sistemul cardiovascular, mușchii, ne ajută să eliminăm mult mai eficient toxinele din sistemul limfatic, deci tot organismul beneficiază de mișcare. Deci știm acum cum facem deparazitarea. Ne amintiți puțin de produsele care ne ajută pentru detoxifiere? Și care merg foarte bine în paralel sau succesiv cu giardinofitul. Sunt produsele din gama Polygema. Vă reamintesc, o detoxifiere pot să încep cu Polygema rinichi, un flacon sau două flacoane, Polygema intestin, Polygema ficat. Această triadă rinichi, intestin, ficat îmi asigură o menținere a stării de sănătate sau o revenire mult mai rapidă la sănătate atunci când am o patologie cronică, de exemplu. Apoi, în funcție de fiecare ce probleme are, mai sunt și alte produse din această gamă. Polygema piele, de exemplu, dacă eu fac frecvent erupții pe piele, înseamnă că am nevoie să elimin toxinele prin acest emunctoriu al organismului și folosesc Polygema piele sau articulații sau plămâni, în funcție de problemele fiecărui individ. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase. Cu mult drag și multă, multă sănătate! Multă sănătate și dumneavoastră, dragi telespectatori, și țineți cont de aceste sfaturi venite de la un medic.